George Anca, ești un american? Te bate el taică tu. Polițiștii ăștia mă vor aresta pe mine? Ești un american? Din actor terorist prin ședere 2 luni, neprimit, ce dacă în această casă? Nici că-ți pasă. E miezul nopții, canasta, încă o teroare inclusă. N-am cum mânca, anfitrioana te așteaptă pe tine, din beznă, adoră numai străinii, nici să dorm nu am cum, tuciul capului fierbe la porci soarbă, ochii croncăne, inima se spârcăie. Caiete nu găsesc, îl de piese-mi trebuia, un scenariu al teoriei tale, pregătit din mii de nașteri, pe ce planetă? Nu tehnologia, persoana, degenerării, agresivității, să nu generalizăm. Acum tot mă prăvăl de cruzimea ospitalității întoarse asupra găzduirii. Actori se dădeau rușii, de-i spunea lui Pica Dumitrescu în Găiești, că-l duc la Moscova pe scenă. Petrol, boxează Titu Boldescu, ori rupe lanțuri, adolescență. Cicer, fără armată, ne blocase spațiul de deasupra gardului pe care săream în grădina cinematografului. Mă sui pe stâlpul de telegraf din fața poștii și prind peste drum și peste clădire grădină o pară de film. Mă chem jos, tată, blând, ce palmă, pumn, mamă! Pe americanul din vârful telegrafului nu-l mai chem jos, că mă trimite pe mine în vârful scaunului electric. De drog, de homosexualitatea profesorilor, lecții pe noi, rusă schimbată pe americană, ca mâine chineză, se invită homeostază. Ce-o fi, conversație că se auzi ușa. Eu scriu să mai treacă din noapte, nu pot nici povesti să mă eliberez. Ziua unuia altuia, cum că ne-am pomenit cu el peste noi, în rupturi. I-am azvârlit un piedestal, m-a azvârlit în trafic, Hiller, Marțial de Kerala, zero per total. Nimeni să scrie, poate Matei, nici să citească pomădarea cu americanul retardării, insul nici insular, de unde e sar lâcului? Îi dau lui să mănânce la bucurie, bucătărie? Vă auziți, mama din Ilicino? Nu îi mai recunoaște nici frații din normal. Tu îți aflași cu prompt instinct, asasinule. Nu vorbim, i-am spus. O treanță de-a mea la voi și e jaf. Să-mi lase costumul, bretelele, cărțile de vizită. Nevastă mea netraducătoare, cirotică, nu direct paparuda, îi dă ordine de lapte pisicii. Era vorba că-l ia, că e nefericit. Atunci chestia cu jaful, ce știa ea? O zi bună. Și mă străpungea în memoria fratelui. Proasto, ți-l decortichează din patul fetii. Ce-i tot arăs drumul cu lumânări? Acum de-o-i fi vrând să dea de el ca Neliade. Așa da, fetelor, luceferelor. Mă luai după anunț. Mai stai o săptămână, așa am declanșat teroarea ocupării, psihozei. Da, primitoarea catolică. Avea metoda ieșirii pe scară să moară. O trece cineva? Văz, auz care moare primul. Depresie, cancer, drog. Guvernul american mă face și pe mine, Theo Peter, pencetul. Pământul împânzit de călcători prin cânepă. Pe noi căzu ăsta. Eu nu mai rezist și n-am unde mă duce nici de mila femeilor din anturaj pentru noul venit din coasta Evei, Potomace, nici de spaima piedestalului iradiat în Târgoviște și București pe versuri de Whitman cu dedicație tatălui lui Dracula. Același, cât că n-o fi știut niente de Transilvania, americanul modelant pe culturi opozitive, rubaiate. Ce biserică? Nici stradă. Introvertire.
aspersează mușama. Mamă sa? Demenția. Nu-l lăsa să treacă strada. Nu-l a dus în amestecătură parateie de pe vatra indiană? Că ai fost două zile acolo, părinți, cum se cade, bărbatul tău pleacă la Paris. Vei suferi despărțirea. Mă iei la goană să nu fac infract, să sufăr și eu pleoștirea ăstuia pe noi? Măta care ia cu tine grijă de el. Tembelă, gelozia nearătată poate arde Parisul. Cât de jilăvit magherbian indian. Unde de unde se duce ăsta? Vezi, cititorule, felul mexican al tuturor americilor trecuți peste Alaska de la noi din Barat. Ajung să văd și orele spre unu, mai încolo timp și de România. De-ar mai fi existat și când a călcat pe ea ăsta, cum să nu? Sora mea, Noana, îl primește, că zilnic mănâncă și stă la ea câte cineva creștinește. Chiar cu mințile, mai unul să nu se îmbolnăvească de recunoașterea crengii în proces cu americanii. Radeți-l pe ăsta, ajungeți la TV cu ostatic. Ce închipuiți? Ce mai mincinoși globali? Ierusalim unguresc de al nostru. Să nu te înghită și pe tine de creștină. Vorba fie mii, dar sănătoasă. O fia, adică bătrânețea. Tot pe la mănăstiri. Nu-ți poți oferi sufletul ultimului rahat, că nu ți-l primește. Își vără doar petrecania primarială. A fără educație, alta decât că e american, nu hindu. Te tipărește cu bocancul pe pânza de altar din anafură și aghiazmă. Lasă că te îmbracă fantomă pe drumuri armură. Tot murim, morții să se cărăbănească. A fost invitat, a găsit imailul. Camera pe cimitir, ăștia vii, nu? Morți, nu, nimic. Era timpul să vadă lumea. Ăsta ce e? Hai, hi. Frații nu i-au dat un ban de pe casa vândută. I-au dat brânci pe noi. Nu știm rezultatul controlului de drog. Dacă se împlinește în camera copilului nostru, momentan el, de nevoia noastră, sub terorismul lui. Ce spuneam? Păi ăsta ne-a dat peste cap. Nu-și dă seama că existăm. Nu suntem în pozele copilăriei lui? Și totuși zice că e membru al familiei. M-am nervozat cu forumuri pe moțiune, ca tot românul, chipurile să am ocupație sub ocupație. I-am spus și atașatei că nu-l mai țin. Dacă îl întinerează la Budapesta, se cheamă că nu mai e invitatul meu și aici să nu se mai arate că degeaba. Nu e agentul meu. Nici al cui e să ne lase dracului în pace. Povestiți-ne liberi. Cu inarabilă americanie, besmetică normalitate prin comparație, că dacă venea Kirk Douglas, face pasii. Și scriam tot asta. A și publicat Cronica Română. L-am suit și pe internet, unde răspunsese doar la un forum, ca să fie închis polițistul care împușcase un infractor. Asta e. Ele. Avatar. Și noi... Ni s-au transmutat ființele după karma. Medium, cu cine suntem? Cu el? Ce vrea? Să stea? Cât? Oricât? Pe ce? Nu spune. Pe proști? Pe țara din fracții de molestatori? Molestați? Vrea și la țigani? Ăia că avem nevoie de el, așa, da? Nu că scăpăm, ne înmulțim în ceaun? El tocește laptopul cu plăcerea ce ne-o fericește, cu deasila silelor întru plăcerea surorilor și nevestelor, că săracul și el. Cum să mă înveți tu pe mine să mă înjur, puță, că nu ne mai cheamă America la masă?